Stresul nu doar că distruge sistemul imunitar și te face mai predispus la infecții, dar poate să influențeze apariția cancerului, o spune unul dintre cei mai mari specialiști în tratarea cancerului din Europa. Conform Digi24.ro, reputatul medic austriac atrage atenția că în ultima perioadă sunt tot mai frecvente cazurile de copii și tineri care au dezvoltat diverse forme de cancer pe bază de stres. Problema nu este doar în România, ci este mai degrabă o boală la nivel mondial, în special a omului modern care nu mai are timp de propria sănătate. Medicul le recomandă oamenilor să reducă nivelul stresului și să aibă o dietă echilibrată pentru a menține un sistem imunitar puternic și a preveni boala. Acesta a declarat: un lucru care s-a schimbat cu siguranță în ultimii 2 ani sau chiar decenii este o schimbare semnificativă în nivelul de stres la care suntem supuși de la vârste foarte fragede. Nu îl găsești doar la adulți, îl găsești chiar la persoane tinere, copii care merg la școală, iar asta îți schimbă, bineînțeles, sistemul imunitar, îți scade capacitatea sistemului imunitar și te face mai predispus la cancer, la un moment dat în viață. Deci, da, stilul de viață joacă un rol. Stilul de viață este important. Stresul e și mai important și cred că trebuie să ne confruntăm cu asta. Nu doar cu cancerul, nu doar într-un mod organic. Eu, chirurg fiind, mi-ar plăcea să fac operații și să îndepărtez organe sau să îndepărtez tumori. Dar acesta nu este singurul lucru pe care îl putem face. Putem să facem mai mult de atât și să prevenim. Este mai bine decât să tratăm, pentru că prevenția te scutește de munca de a fi bolnav. Este un vechi proverb. Este foarte clar că este mai bine să prevenim tumorile din timp decât să așteptăm ca ele să se dezvolte și să le tratăm. Reducerea nivelului de stres îți crește sistemul imunitar, crește și îmbunătățește stilul de viață. Nutriția este importantă, nu doar stresul, ci și nutriția, ce mănânci, cum mănânci. Este de asemenea important și mediul în care trăiești, adică poluarea. Toate acestea joacă un rol, inclusiv cancerigenii. Fumatul joacă un rol foarte important în apariția cancerului, relatează Digi24.ro.